Bună ziua! Azi în emisiunea Vorbe Pline vorbim despre turism, despre turismul din Timișoara, din județul Timiș, din Banat și Transilvania. În acest sens avem un invitat din domeniu. Te salut, Ludovic Satmari, ghid de turism în Timișoara și nu numai, Banat, Transilvania. Ce înseamnă să fii ghid de turism în Timișoara? Nu ghid turistic, cum se mai țin cont de treaba asta, ghid de turist, ghid turistic. Unii se supără. E important să înțelegi despre ce e vorba. Da. Pentru mine înseamnă să fac ceea ce îmi place. Asta în primul rând. Este foarte frumos. Foarte puțin își permis, să zic așa, în ghilimele, să facă ceea ce le place cu adevărat. Chiar pot să spun că de acum, din ianuarie, asta a devenit ocupația mea principală, pentru că acum o făceam, până acum o făceam în paralel și acum am renunțat la vechea ocupație, și care era agent de turism, și aveam agenția mea cu un număr destul de mare de turiști, de clienți pe care i-am fidelizat în timp. Și am renunțat la aia ca să mă pot ocupa de treaba asta, de ghidat în Timișoara și în zonă. Îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place să cunosc oameni noi, îmi place să le împărtășesc Timișoara. Și zona și România vine cu multe satisfacții, dar în același timp produce și multe frustrări. Din cauza situației și a problemelor care sunt la noi. Cu siguranță o să atingem acest aspect, pentru că în Timișoara, și nu numai, sunt destule multe de făcut un turist, pentru că, până la urmă, ai de zile până să câștige titlul de capitală culturală 2021, turismul nu era băgat în seamă, era ceva bazat sau lăsat pentru turismul de business, hotelurile, congres, da. Nu, se descurcau singuri, fără practic niciun sprijin sau nicio strategie la nivel de oraș. Nu se poate spune că era turism în propriu sens. Inerție. Era cazare, da. Pe care era cazare și transport la care lumea care venea aici cu treabă apela. Deci nu venea aproape nimeni să viziteze Timișoara. Asta era așa ca o chestie conexă. Dar ne îmbătam cu apă rece când vedeam statistica, care nu sunea foarte rău. Așa, da. Statistic. Da. La nivel economic, Timișoara stă foarte bine, de aceea și turismul cazările da. Cauzate sau datorate economiei stă foarte bine. Da. Ceea ce e bine. Dar poate fi mult mai mult de atât. Iar dezvoltarea a pornit, deci turiștii care vin să viziteze au început să vină înainte de a fi anunțată Timișoara, capitală culturală. Asta ne afectează mai mult pe noi sau ne excită așa mai mult pe noi, pe localnici, că suntem mândri sau în România se află mai mult. Așa acum, cei mai mulți din turiștii cu care mă întâlnesc nu știu că Timișoara este capitală culturală a Europei în 2021. Când le spun, zic, da, interesant. Dar nu știu treaba asta și nu vin din cauza asta. Măcar autoritățile, să spunem, au început să se preocupe și de partea asta, faptul sunt de dezbatere, unele mai reușite, altele mai puțin reușite, să le spunem, dar este o preocupare, să spunem. Da, asta e cam singurul lucru bun, că există preocupare. Da. Deocamdată aproape fără rezultate. Dar faptul cred că ați avut un mic rezultat, dacă ții minte de nu de mult, cu mic. Acele stații pentru autocare. Despre ce este vorba, să ne spui? Cum să zic? Cum era situația înainte? Da, e ca și când aș face eu aici, în centru Dumbrăviței, un chioșc unde aș da gratuit langoș, dar nu știe nimeni de el. Deci, de acele stații, care e foarte bine că s-au făcut, știm doar cei care am fost implicați, care am fost la discuții și care s-au nimerit să citească ziarele atunci, imediat după. Dar cei care trebuie să beneficieze de ele, grupurile care vin, șoferii, mă rog, agențiile care își trimit oamenii, nu știu că există. Odată pentru că nu sunt anunțate pe site-ul infocentrului turistic și a doua pentru că nu există niciun indicator către ele. Spune-te, rog, pentru telespectatori, poate nu toți știu, pentru ce au trebuit să apară acele stații pentru autocare?
Pentru că autocarele nu aveau unde să oprească pentru îmbarcare, debarcare, turiști și de multe ori primeau și amendă. Pentru că, în mod legal, nu aveai voie să oprești tu un autocar turistic într-o stație RATT sau altă stație. Sau ce-o fi acum, da. Deci primeau amenzi, n-aveau voie să staționeze, nici măcar deci, pe timpul la scurt. Exact. Și eu ca ghid pierdeam mult timp când venea un autocar să explic ce să facă șoferul cât timp noi facem turul de oraș. Du-te acolo, du-te dincolo, vezi așa, vezi așa. Unii nu vorbeau nici engleză. Mă rog, tot fel de complicații din astea care pierdeau timpul și creau neplăcere pentru cei care operează tururile astea. Și nici în momentul de față nu este complet. Păi nu, din două motive. Odată nu știe nimeni de ele, că nu sunt semnalizate și nu sunt anunțate nicăieri. Și a doua, nu avem nici locul de parcare. Alea sunt îmbarcare, debarcare. Acum, de multe ori, autocarele stau acolo, deoarece încă nu a fost așa flux mare, astfel încât să fie parcarea plină de autocare. De fapt, încă cam două autocare în fiecare loc. Astfel încât să fie două autocare să vină și un al treilea care să nu își poată debarca turiști. Dar ne trebuie și loc de parcare. Chiar și cu plată. Nicio problemă. Eu sunt pentru plată acolo unde se oferă un serviciu de calitate, da, să se plătească. Să se plătească parcarea de autocare, să se plătească cu cardul, că suntem în 2018 și turiștii, șoferii străini nu au neapărat cash, lei. În Sibiu deja se întâmplă treaba asta. Se poate plăti parcarea cu cardul. Și este mult mai ieftin, Sibiu. Și aia nu contează. Nu. Era surprinzător de ieftin pentru mine. Lumea, știu, dar nu ăla-i criteriu. Hai să avem mai întâi și după aceea vedem și cu cât. Da, am văzut tot felul de strategii și în Cluj au căzut în capcana asta cum dăm afară mașinile din centru, scumpim parcarea. Nu cred că asta e una. E una din soluții. Dacă te duci la Londra, cu siguranță, ai o mică avere. Ai park and ride, ai tot fel de alte soluții. Deci prima dată vine aia și apoi vine scumpirea. Normal, ai tot felul de alte soluții. Dar, de exemplu, Alba Iulia și Sibiu și Hunedoara stau bine la capitolul ăsta, adică au reușit să facă parcări, nu doar îmbarcare, debarcare, foarte central, foarte aproape de locurile, de obiectivele turistice și toaletă, tot acolo. Pentru că vine grupul de pe drum, sunt 40 de oameni care au nevoie la toaletă. În vârstă, poate. E o chestie practică, e o chestie de bază. La Alba Iulia e foarte civilizat, pentru că e privat, în primul rând zic eu. Cu turnicheți, bagi un leu, intri curat, tot timpul ai săpun, tot timpul ai prosoape de hârtie. Că din public e mai complicat. Da, muzică în surdină. Da. Una din toaletele publice are și chestii de informare, cu hărți, cu informații despre oraș. Drăguț. Foarte frumos. Apropo, amenajat. Toalete în Timișoara au dispărut. Un mare minus. Mai sunt. De exemplu, cea din Unirii s-a și modernizat. Da. Probabil odată cu modernizarea, cu renovarea pavajului, nu sunt sigur. Cert e că e renovată, dar are câteva mari lipsuri. E pentru cunoscători. Nimeni nu știe că e acolo. Nu e semnalizată nici măcar. Adică poți să stai la un metru de ea și să nu-ți dai seama. Trebuie să te uiți jos și acolo pe ușă scrie doar în română. Doi, nu are un program de funcționare. Okay. Adică funcționează așa ca ore de birou. Uh-huh. Din octombrie până în aprilie, e de luni până vineri, de la 9 la 5 sau 9 la 6. Atât. Uh-huh. Adică seara nu e, în weekend nu e. Totuși, pentru un oraș ca Timișoara, cu pretențiile mari pe care le are, să spunem așa, să n-ai o toaletă publică de asta modernă, cum sunt foarte multe în Paris, dar am văzut recent într-un oraș mic din Ungaria, Hodmezővásárhely, pe care să nu pui mare preț și aveau foarte modern, de la care se curăță imediat după. Toaletele sunt cea mai bună expresie a civilizației unui popor și nu le avem și turiștii sunt foarte supărați pentru treaba asta. Universitatea de Vest a făcut o echipă interdisciplinară și a elaborat un chestionar ca la carte, așa, nu ca cele făcute pe Facebook de unii și alții. Deci făcut deci, cu sociologi. Deci facultatea de geografie sau cine? Și facultatea de geografie. Ideea a fost a mea, au preluat-o cei de la facultatea de geografie,
au făcut echipa cu sociologi, cu geografi, cu statisticieni, dacă nu mă înșel, și au aplicat cam 1000 de chestionare, ceea ce e foarte mult. Deci la nivelul României, când se fac sondaje electorale, se aplică la 1300 sau așa ceva. Deci eu am aplicat la 1000 doar turiști. Personal, telefonic sau? Personal, studenții cu studenți. Am mers în aeroport, da, înainte de zborurile de retur, când omul și-a încheiat experiența la Timișoara. Și și-a povestit impresiile. În vreo 6 limbi le-au făcut și sunt foarte bine țintite, sunt o sursă foarte, vor fi, pentru cine va vrea să le... Sunt deja rezultatele... Da. Acum se interpretează rezultatele, vor fi prin sfârșit de martie, cred, sau așa ceva, vor fi rezultate. Ai aflat ceva interesant? Da, am aflat facilitățile, de exemplu, am aflat că au note foarte slabe, facilitățile orașului, asta e una din marile concret minusuri. La ce? La toalete, de exemplu. Da, toaletele. De transport în public se atinge problema asta? Se atinge, cred că și treaba asta. Pentru că se atinge, numai că... n-am informații, dar se atinge și chestia asta. Pentru că s-a introdus și asta cu, cred că ați chiar voi... Cu bicicletele. Cu bicicletele, da. Da, nu-i rezolvat, deși viceprimarul mi-a promis de mai bine de jumătate de an că e rezolvat sau ca și rezolvat, deocamdată nu vedem. Nu-i nimic, olandezii nu mai vin, se anulează zborurile care veneau din Olanda, adică unul din Olanda și unul lângă Düsseldorf, chiar la granița Germania-Olanda. Mulți olandezi veneau de acolo. Hai să vorbim atunci despre aceste curse low cost mai ales, sau nu doar low cost, pentru că germanii vin cu liniile... Da, Lufthansa este... Asta e bine că s-a introdus Frankfurtul cu Lufthansa, care s-a scos de mult timp. Cât de mult a știut Timișoara să profite de aceste curse? Deloc? N-am profitat, zic eu, deloc, în sensul că nu ne-am promovat deloc acolo unde... Adică oamenii... nimeni... Eu discut, eu întreb pe cei mai mulți, pentru că mă interesează cum ajung ei aici. Și atunci îi întreb. Și aproape nimeni nu vine la Timișoara pentru că a auzit de Timișoara, pentru că vrea să ajungă la Timișoara. Nu, nu funcționează așa, funcționează invers. Sunt oameni care circulă foarte mult, așa, de weekend. Totodată, al doilea weekend, al treilea weekend sau o dată pe lună, merg undeva. Și atunci ce fac? Se uită pe zboruri. Hai să vedem Ryanair, hai să vedem EasyJet, hai să vedem Wizz Air, unde e ieftin? Acolo, Timișoara, bun. Caută câteva poze, caută ceva impresii, hai să mergem. Vin și sunt foarte mulțumiți, pentru că România are încă o imagine gri spre negru și vin cu așteptări foarte mici. Și atunci când vin aici și văd că totuși multe chestii sunt ok, pleacă încântați. Dar nimeni nu vine pentru Timișoara ca destinație. Și atunci, tot afluxul ăsta este datorat zborurilor ieftine. Când zborurile ieftine vor dispărea, nimeni nu va căuta alte modalități să vină aici. De exemplu, iese Eindhoven, Düsseldorf și Berlin. I-am pierdut pe oamenii de acolo și veneau foarte mulți olandezi. Olandezii circulă foarte mult. O populație aproape ca a României, nivelul de trai foarte mare, foarte ridicat și circulă foarte, foarte mult. Și vin și tineri și mai în vârstă? Da, pentru că... exact. Deci de la 18 ani care vin, e drept, vin din Londra aici doar ca să se distreze la distracție, la băut, la mers în club, la așa, dar vin și oameni de 65 plus. Am avut săptămâna trecută un tur cu două cupluri din Anglia la 65 plus, foarte încântați de ce au văzut la Timișoara, dar și foarte supărați și mi-au și spus de anumite chestii, ca de exemplu transferul de la aeroport. De ani de zile, două curse zilnic sosesc de la Londra, deci undeva între 200 și 300 de oameni aterizează zilnic la Timișoara, și transport încă nu există la ora aia, că trebuie să... Dar nici altele, nu doar din Londra, pentru că eu când am venit anul trecut, într-un oraș din Italia, m-am uitat, hai să testăm pe viu, ca și jurnalist, să zic, pot să merg sau nu. Trebuia să aștept o oră jumate, dar asta era, cum s-a regulat, nu? A întârziat avionul sau... Nu era deloc corelat, era așa la întâmplare. Nu este, din păcate, nu. Și mai rău... O oră jumate să aștepți, evident, primești cu un taxi. Măcar dacă avea ceva ce în aeroport. Și apropo, ca timișorean știm cu ce taxi trebuie să mergem, dar unul care vine prima... Dar ei n-au găsit nici măcar taxi.
Era și, târziu? Apropo, hai să vorbim de treaba aia, pentru că am fost de față la acea dezbatere și, sincer, m-a cam revoltat, pentru că cred că chiar tu ai adus aminte treaba de o... cu taximetriști care stau chiar acolo. Exact. Între timp am aflat mai multe. Între timp am aflat că acei taximetriști plătesc special parcarea, dar sunt din ăștia individual, deci nu țin de vreo firmă, și au prețuri foarte mari. Și sunt și din aia care negociază prețul cu turistul și zice, fără atâta eu nu merg. Și foarte rău că aeroportul îi lasă încă într-un fel organizat să stea fix acolo unde iasă turistul. Cât de rău fac acești oameni imagine? Fac rău, pentru că prima impresie poate să fie una catastrofală când taxiul te taxează nu știu cât. În general, atâta lucru se interesează oamenii. Cam cât mă costă taxiul de la aeroport în oraș. Nu merg mai departe să vadă de unde iau taxiul. Eu, dacă mă întreabă, dacă discut cu ei pe mai înainte, le zic, nu le luați pe alea din față, mergeți un pic în dreapta și acolo le găsiți pe alea bune. Dar face foarte rău. Deci prima impresie, așa vii și dai cu capul de o chestie. Și sunt și agresiv, dacă ești puțin mai moale. Asta nu știu să zic, nu neapărat. Chiar și eu am fost... Da? Să te iau din... Că nici exact, n-ai ieșit. Din păcate, ei sunt acolo cu permisiunea aeroportului și plătesc pentru parcarea aia și așa funcționează. Uneori nu ne dăm seama cât de nocivi sunt anumite elemente. De exemplu, un consultant de afaceri important din Timișoara a povestit că a găzduit un om de afaceri dintr-o țară occidentală și omul era să se răzgândească în a dezvolta o afacere de milioane de euro în Timișoara doar din cauza faptului că recepționerul la hotel era foarte neprietenos, să spun așa. Asta și imaginea asta a rămas lui când a plecat de pe aeroport. L-a întrebat, na, cum e, vii sau nu vii să investești? Și ce, încă era nervos să pentru că trăia sub impresia deci că... Asta e chiar mai rău, adică faptul că un turist sau doi sunt nemulțumiți de o treabă sau alta e ceva, dar faptul că cineva poate să decidă să investească aici sau nu din cauze din astea minore, dar total neplăcute, asta e foarte rău, că ne afectează pe toți. Am vorbit puțin de aceste dezbateri, ai spus că nu... Au fost aproape fără rezultat, adică ne-am întâlnit mai mult de jumătate de an. Ultima a fost săptămâna trecută, nu, cu două săptămâni și chiar am spus acolo că deocamdată am pierdut timpul cu succes și că trebuie să stabilim un mod de lucru dacă vrem să avem rezultate. Că deocamdată n-am absolut niciun rezultat și am pierdut timpul. Adică așa, timp din viața mea pe care eu îl pierd acolo fără niciun rezultat, pot să fac lucruri mult mai bune în timpul ăsta. Nu știu dacă cei de la primărie sunt plătiți sau nu pentru treaba asta, dacă face parte din activitatea lor, dar nu mă interesează. Adică dacă facem acele întâlniri, hai să rezolvăm ceva. Am observat această atitudine și la celelalte tipuri de dezbateri organizate de Consiliul Județean Timiș, să zicem dezbateri, întâlniri, ce sunt alea, și acolo am observat că pe timp ce trece, oamenii nu mai vin, chiar unii importanți care ar avea ceva de spus. Da, pentru că dezbaterele astea s-au făcut doar ca să ne auzim vorbind de multe ori. Trebuie să fie mult mai practice, mult mai țintite, să vedem, facem așa un top al problemelor care trebuie rezolvate, că de multe ori la dezbaterele astea vin și spun, haideți să facem o strategie de turism. Eu nu mai vreau să aud de așa ceva. Nu faci strategie de turism când tu ai Buda în fundul curții. Adică rezolvi mai întâi ăstea așa de bază, repar trotuarul, da? Speli vasele în bucătărie, faci curat la veci și după aceea chem pe cineva la tine acasă. Deci ăstea trebuie făcute mai întâi, după care facem și strategie. Dar hai să facem curat și frumos în jur și după aceea. Pentru că până să facem strategii de adus mii de turiști, îi pierdem pe ăștia care deja vin și care sunt aici. Vin zi de zi. Și pierdem, pentru că nu rezolvăm niște nimicuri, niște chestii de nimic care țin de buna gospodărire. Hai să revenim atunci la ce ne-ai spus la început.
ai renunțat la agenția de turism, te bazezi, să zic, doar pe munca de ghid de turism. De ce ai luat această decizie, practic? Pentru că nu mai puteam face față la amândouă, pentru că îmi obișnuisem clienții de la agenția de turism cu un anumit standard, le răspundeam în timp, știam ce vor, erau clienții mei de ani de zile, le dădeam ceea ce aveau nevoie, deci eu obișnuisem cu o anumită calitate. Făceai doar incoming? Nu, făceam doar outgoing, deci doar trimis turiști români, deci cu totul diferit. Și nu se potriveau, adică în momentul în care eu am tur de o zi și în care conduc 5 ore, nu pot să vorbesc la telefon cu clienții mei și să-i neglijez pe cei din mașină. Nu pot să mă ocup de asta. Și atunci am preferat să închid și să trimit clienții către niște parteneri care știu că fac aceeași treabă bună și să mă ocup doar de activitatea asta, care e un pic mai simplu de realizat. Îți place mai mult, probabil. Și îmi place mai mult, da. Da. Înseamnă că totuși, chiar dacă în Timișoara nu stau lucrurile foarte bine, ai știut să nu să zic te că nu stau, nu zic că nu stau bine. Ele stau relativ ok. Dar nu sunt sprijinite sau nu sunt dezvoltate. Dar ar putea cu minim de efort să stea mult mai bine. Deci cu chestii așa minime rezolvate, pe care doar trebuie să vrei să le rezolvi. Nu presupune nu știu ce investiție, nu știu ce. Deci avem toate, avem resursa, avem toate informațiile, trebuie doar să rezolvăm pe aici, pe acolo, niște chestii de bază. După aceea putem și dezvolta, dar la nivelul la care suntem binișori, dar avem lipsuri. No, lipsurile alea trebuie, în primul rând, rezolvate. Ai site, ai page de Facebook, de unde și cum ajung la tine cei mai mulți clienți, să le spun? Da, până acum vreo 3 ani nu aveam nimic din toate astea și mă știau oameni de la alte agenții de turism, de la companii, așa, din auzite mă știau. Am decis să mă ocup mai serios de asta și atunci am făcut un site, atunci am intrat pe TripAdvisor, care este un instrument fantastic. Și așa am început să fiu găsit mai ușor de turiști, foarte mult de pe TripAdvisor. Am reușit să ajung pe locul întâi acolo în Timișoara și am fost surprins când am văzut că tururile din Timișoara, eu și cu încă o colegă, suntem la nivelul României pe locurile 7, respectiv 8, din 150 și ceva de tururi. Da? Ne batem cu Bucureștiul, care are un volum mult mai mare de turiști. Adică dacă locul întâi are 1500 de review-uri, eu am de 10 ori mai puțin. Am 150 doar. Și doar de aia sunt locul 7. Nu că ar fi calitatea. Calitativ, ale noastre sunt mult mai bune. Dar cantitativ, și aia contează. Este important că primești și feedback. Da, normal, normal. Impulsionează treaba asta. Dar suntem pe locul 7 în România, suntem pe locul 2 în Transilvania. Deci stăm bine la capitolul ăsta. Dar lumea nu știe. Deci Timișoara încă n-a ajuns pe primele pagini ale agențiilor de turism care fac incoming, care aduc în România. Va fi târgul de turism de la București și am intrat pe vreo 60 de pagini ale agențiilor care aduc turiști în România. Am intrat pe paginile lor să găsesc contactul, să le spun că merg la târg, să ne întâlnim. Și niciuna, absolut niciuna, nu avea vreo imagine cu Timișoara pe prima pagină. Știți că acolo sunt imagini care se derulează, sunt mai multe programe. Nu era Timișoara, deși suntem foarte tari. Avem Capitală Culturală 2021. Trebuie să ne zbatem mai mult. Autoritățile au înțeles puțin, au început să participe mai mult la târguri, dar încă nu au o abordare, cum să zic, trebuie o abordare din asta foarte pragmatică, în care tu, ca autoritate, care păstorești orașul sau județul, trebuie să-i vezi pe cei care îți aduc grupuri, care sunt, trebuie să-i vezi ca și clienții tăi. Și ei sunt clienții tăi. Tu trebuie să ai grijă de ei. Trebuie să-i aduci la Timișoara, să le arăți ce avem de oferit. Trebuie să îi periezi. Trebuie să le vorbești frumos, trebuie să le zâmbești, trebuie să te întâlnești cu ei. Asta trebuie făcut. Deci, țintit. La fel cum o companie își caută clienții la târguri, da? Ca să facă producție de știu eu ce și să o vândă, așa și Timișoara și Timișul trebuie să-și caute clienți, să-i cunoască personal, pe numele mic.
să știe ce vin preferă sau dacă beau cafea espresso sau americană. Deci la modul ăsta trebuie mers. Și din păcate, primăria Timișoara nu are niciun om pe partea de turism. Se ocupă, viceprimarul se implică destul de mult, dar deocamdată nu avem rezultate și se mai ocupă unul altul așa. Consiliul Județean se zbate mult mai mult. Și nu pot decât să-i apreciez, pentru că dacă facem comparația potențialul orașului versus potențialul județului, e așa 1 la 10. Ludovic, te întrerup pentru câteva minute, pentru că luăm un scurt publicitate și revenim cu strategia de turism a județului Timiș. Am promis că vom vorbi despre Consiliul Județean Timiș prin Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Județului Timiș. De ani de zile încearcă să revigoreze, să pună în valoare și județul Timiș, pentru că noi, timișorenii, bănățenii, avem impresia despre județul Timiș că nu este nimic de vizitat, practic, dar poate că nu e chiar așa sau poate că este o nișă care trebuie exploatată și trebuie să arătăm ce avem până la urmă. Dacă e să fim corecți, într-adevăr, sunt județe cu potențial turistic mult mai mare. De asta nu înseamnă că noi nu avem nimic de arătat și Consiliul Județean, prin asociația asta de promovare, chiar a reușit să facă, să aibă rezultate. Au făcut la marginea un program turistic, cred eu, oarecum inspirat din ce se întâmplă în Transilvania, unde se întâmplă Branch in Transilvania. Așa au făcut ei mic dejun la marginea. În ideea că infocentrul turistic de acolo, făcut cu bani europeni, organizează activități, au ceva standard, dar poți să le și compui tu. Principalele sunt: luat masa în gospodărie tradițională, poate să fie mic dejun sau prânz sau cină, cu produse locale, de la pâine unsă cu untură până la sarmale sau bulz sau din astea, că se face și la o stână. O stână e unul din locurile unde se poate face. Deci fac asta, fac plimbare cu căruța, ceea ce îi nebunește pur și simplu pe turiștii străini. E greu să percepem treaba asta, dar imaginați-vă cum ar fi noi mergând în Bangkok la Piața Plutitoare, să ne dăm cu barca pentru, sau la Veneția cu gondola. Pentru localnici e ceva lipsit de atractivitate, da, ceva banal, pentru noi e ceva grozav. Așa și ei sunt nebuniți să meargă cu căruța. Aia o fac plus. Este un mic muzeu local cu obiecte. Au găsit oameni cu mare deschidere acolo. Au găsit, și primarul, da. Și oamenii de... De asta este nevoie. Asta e un produs. Poate oricând să vină o agenție din București sau de altundeva, din străinătate, să zică: vreau să petrec 2-3 zile la Timișoara, ce pot să fac? Și atunci tu ai produsele astea pe care îi le dai. Zici, facem turul orașului plus văzut un muzeu sau altceva, deci o zi o petreci în Timișoara și uite, o zi mergem la marginea și facem aia, așa, așa. Deci îi dai un produs gata, făcut. Nu trebuie să-l concepi sau să-l inventezi. Ne aflăm în Dumbrăvița, zona metropolitană. Dumbrăvița este și membră APDT. Cum poate exploata mai bine turismul Dumbrăvița, în afară de aceste pensiuni, hoteluri pe care le are, sau, mă rog, comunele din jurul orașului? Da. Poate să, în afară de locuri de cazare, să identifice anumite puncte interesante și să facă ceva comun cu Ghiroda, să spunem, Giroc, Săcălaz, Moșnița. Cel mai bun exemplu e Herneacova.
da, unde s-a făcut în centru de agrement. Ducem lipsă de astfel de centre de agrement, care au avantajul că s-ar adresa atât localnicilor cât și turiștilor. Multe familii de turiști care vin cu copii au o problemă în a găsi ceva activități pentru copii. Deci, centre de agrement ar fi grozav dacă s-ar face. Pe lângă hoteluri, pensiuni, restaurante, da, iarăși, ar fi interesant. Fiind zona metropolitană și așa aproape de Timișoara, poate nu se poate merge atât de mult pe chestia rurală, da? Cu modul de viață rural, cu fermă, cu gospodărie, poate nu, că deja... Nu se percepe ca fiind... Nu, dar deja și satele astea nu mai arată așa rural, da? Deja mai suburbane, în sensul de suburban cum e în America, să zicem. De aia nu se poate merge neapărat pe asta, dar ca locuri de agrement, dacă am avea, de exemplu, un ștrand, cum se tot vehiculează că o să facem, în Ungaria sunt zeci de astfel de ștranduri și atrag turiștii. Primăria are în vedere dezvoltarea unui spa, este în studiu de prefezabilitate, mă refer la Primăria Dumbrăvița. Da, ar fi grozav. Trebuie identificat și sursele de finanțare. Da, da, da. Pentru că aici tot timpul se împotmolește. Da, în mod sigur ar fi de mare succes. Adică mă gândesc numai la localnici. Adică sunt mii de oameni care merg în Ungaria la ștrandurile astea. Toți ar sta aici dacă ar fi aceeași calitate, cel puțin, nu? Adică de ce să te duci până acolo când îl ai aici, plus turiștii? Sunt turiști care sunt interesați de Thermalium Spa, da? Cam singura variantă pe genul ăsta în Timișoara, dar nici ăla nu stă grozav, adică nu are un site în engleză, iarăși chestii astea de bază, care le-ar putea aduce ceva client suplimentar. Deci sunt oameni, mai ales pe lunile de iarnă, când nu prea ai ce face și să mergi undeva să stai la căldură, la un masaj, la o saună, ar fi chiar o relaxare, că ei vin aici să se relaxeze, în primul rând. Ce le arăți, cum începi strategia cu un grup de turiști, să spunem, noi timișoreni credem despre oraș că este important ceva, dar poate că pentru un turist care n-a auzit niciodată Timișoara și nici n-a fost, este deloc neinteresat de lucruri pe care noi credem că este foarte interesant. Cum vezi tu acest lucru? Asta este una din întrebările care mă irită cel mai mult când vine din partea amicilor, care mă întreabă: păi și ce le arăți tu în Timișoara? La un tur de oraș vorbesc, precum radioul, vreo 3 ore, fără să mă opresc. Amicii, pot să vorbesc și mai mult. Amicii spun, cred că nu ai ce să arăți? Sau în ce da, sens? Da, da, adică ce le arăți așa în timp? Ce poți să le arăți? Ce ai să le arăți atâta? Adică ce are orașul așa de special, astfel încât să-l plimbi pe 1-3 ore numai în centru? Are foarte multe și credeți-mă că reacțiile sunt de wow la sfârșitul turului și nu numai pentru turiștii străini. Câteodată reacțiile sunt mai grozave de la localnici care, tocmai având impresia că n-ai ce vedea, descoperă o istorie foarte interesantă, descoperă lucruri de care n-au știut și descoperă lucruri interesante despre locurile sau clădirile pe lângă care trec zilnic. Deci eu aș recomanda acest tur oricărui timișorean sau oricărui român. Și turiști din România sunt foarte plăcut surprinși și impresionați de tururile de oraș. Eu fac turul cronologic, adică... Indiferent de ținta, adică de vârsta turiștilor. Da, indiferent de vârstă. Pentru că e foarte ușor de urmărit. Adică oamenii, cumva ca o poveste. Și am și făcut traseul astfel încât istoria, da, povestirea, să meargă și vedem obiectivele în ordinea asta a istoriei în care au apărut. Devine fascinant pentru ei. Da. Devine. Eu îmi pun problema că vorbesc... După Revoluție ce urmează? Le povestesc de protestele de anul trecut. Da, acolo în Piața Operei le povestesc. Foarte mulți sunt interesați de România de astăzi. Ok, și voi cum trăiți aici? Voi ce faceți aici? Care e viața voastră? Care sunt problemele voastre? Ce vreți să faceți? Cu ce vă confruntați? Nu? Adică și noi, dacă am merge acum într-o țară despre care nu știm prea multe, istoric, și poate istoria poate ne-ar plictisi
puțin. Să zicem că mergem în Venezuela sau altundeva. Iar interesa un pic bun și care e viața voastră? Voi, cum trăiți voi aici? Cu ce vă ocupați? Ce... Și de asta sunt mulți care interesează mai mult de treaba asta decât de chestiile istorice. A introdus în itinerar, să spunem, un prânz într-un bloc comunist, undeva cu, la o familie obișnuită? Nu, nu. Sunt curioși oamenii cum arată un bloc Am un program, asta chiar cu blocurile nu, am un program la care se spune trăiește ca un localnic și am avut deja turiști pe treaba asta. Ideea e să facem niște activități în programul ăsta care nu sunt neapărat turistice. Introduc un tur de oraș, dar pe lângă turul de oraș e vorba de a merge la cumpărături, de a face piața, de a merge într-o casă undeva și de a găti ceva cu oamenii. Ca și când noi astăzi, ce gătim astăzi, mergem, cumpărăm de la piață ce avem nevoie, venim acasă și gătim. Atunci gătim treaba aia, ei învață, poate să gătească și mănâncă ceva făcut acolo, local. Deci o experiență cât se poate de autentică. Și am avut turiști interesați pentru treaba asta. E o nișă sau devine din ce în ce mai interesant ca unii să nu urmească mainstream-ul, să ceea ce găsesc într-un ghid turistic să... Adică nu acolo, nu acolo, vrem, da, vrem este, este, este treaba asta, normal. Și în Timișoara? Și în Timișoara, dar, de exemplu, în Banat deja sunt locuri care sunt supraaglomerate turistic. Adică Cascada Bigger a devenit tot mai și tot mai celebră și tot mai cerută în ultimele, în ultimii ani. Dacă mergi acolo vara, îi... înghesuială. Pur și simplu ești deranjat de înghe. Eu mă bucur când merg toamna și iarna și nu-i nimeni. E așa o relaxare și așa cu totul altceva. Adică vezi natura, pentru că acolo te duci pentru natură. Asta e una și a doua, Dunărea. Partea de Cazane, unde asta fața lui Decebal, se face croazieră, sunt restaurante. Anul trecut, în august, trebuia să stăm la coadă ca să facem croaziera și erau restaurante unde stătea cineva în ușă și zicea nu intrați că nu sunt locuri. Deci adică te respingea direct, nu direa voiță, pur și simplu n-avea rost să pierzi timpul intrând, mergând, până acolo să vezi, a, nu sunt locuri, hai să ne întoarcem. Deci merge, se poate dezvolta turismul și încă nu-i cunoscut. Și încă ceva, turiștii care vin aici, nu vin ca să vadă ceva anume. Vin acolo că e ieftin. Și de aceea mulți nu își rezervă excursii de mai mult de o zi. Nu știu ce să se... Da, deci toți vin și mai întâi rezervă avionul, că e foarte ieftin, după aceea caut o cazare și după aceea zic, păi, hai să căutăm și ceva activități. Ori pe cont propriu, ori cu ghid. E, dar niciodată, pentru că deja au rezervată cazarea, nu iau excursii de două zile, în care ai putea vedea mult mai mult. Adică poți să mergi la Dunăre să stai acolo, ar fi foarte plăcut să stai acolo peste noapte. Le e teamă din cauza asta? Nu, sau? Nu, pur și simplu nu se gândesc la asta. Nu se gândesc, ei zic, mergem la Timișoara, ne luăm, ca și cum, ok, mergem la Londra, stăm trei nopți la Londra, hai să vedem ce putem face. Da, da. Dacă mergi și zici, stau prima noapte la Londra, după care merg până acolo și acolo și acolo și după aia mai am o noapte la plecare, e altceva deja. Asta cred că depinde și de spiritul turistului. Nu, nu, nu. Pur și simplu nu știu că ar putea face asta. Nu o percep okay, așa. Okay. Și nu vin aici, adică dacă ar veni cu un scop anume. Vreau să merg la munte. Vreau să merg la Dunăre. Vreau să merg în Transilvania și ar face planul dinainte. Există și aia care își fac planuri, dar aia de obicei vin pe o săptămână. Și atunci, auzi care vin și stau la Timișoara o noapte, două, după care merg mai departe la Sibiu, sau la Cluj și se întorc de la Cluj, sau merg spre București și se întorc de la București. Deci sunt și genul ăsta. Nu vreau să te întrerup, dar hai să vorbim despre Horeca. Ai spus de locuri înghesuite, Bigger, zona Dunării. La hoteluri, restaurante, cum stăm? Unii spun că au apărut deja restaurantele, să nu zic Vațiuță din Budapesta, care, să zic, țepuiesc turiștii, dar probabil o să avem și noi așa meniu turistic. Da, tipic. N-am întâlnit treaba asta. Sunt câteva probleme aici, două sunt mai mari, după opinia mea.
Dar ele se vor ajusta probabil cu timp, pentru că fiind afaceri private, eu la afacerile private nu mi-e frică, pentru că oamenii își urmăresc interesul și ajustează acolo unde se poate ajusta, dacă au oarecare preocupare pentru treaba asta. Și una din ele ar fi personalul. Adică sunt turiști care merg și găsesc personal nepoliticos. De multe ori personalul nu e nepoliticos ca așa ar fi el, ci sunt oameni care nu vorbesc limbi străine. Și atunci treaba asta pare că are o reacție de apărare. Când celălalt îi vorbește în engleză, el nu vrea să se simtă prost că nu știe o limbă străină și atunci îl respinge. Deci asta este una. E o problemă generală. În Timișoara nu găsești personal. Adică știu localuri care au tot timpul un geam, angajăm. Și atunci nu se pune problema că vine cineva și îl întreabă, da, știe engleză, da, știe germană. Nu. Care vine primul, îl ia că e bun decât nimic. Mai bun decât nimic. Asta e o problemă. A doua problemă, mulți proprietari sau manageri de restaurante și baruri nu înțeleg ceea ce vrea turistul. Adică mergi acolo și zici că vreau bere și ei îți oferă Heineken sau Beck sau Stella sau Peroni. Ori niciun turist. N-am întâlnit până acum în 15 ani de zile, că de 15 ani fac treaba asta, să meargă să ceară Heineken sau altceva. E vor bere locală. Nu știu care e aia. Nu știu că e Ursus, că e Timișoreana sau ce-o fi. Dar o vor pe aia de-a locului. Pentru că Heineken mergi și bei în Olanda. Da? Asta e una. Apoi, nu găsești sarmale. Nu găsești mici peste tot. Normal, nu în orice restaurant găsești mici. Nu găsești chestii din astea locale. De ce? Pentru că noi când mergem la restaurant nu vrem neapărat să mâncăm sarmale. Adică ei trebuie, și asta zic că se va regla în momentul în care numărul de turiști va crește, se va regla și vor, și pe de altă parte însă, sunt restaurante care au văzut chestia asta și au o secțiune în meniu. Deci au un meniu general care zice că e pentru timișoreni și au o secțiune în meniu cu specialități din Banat. Și acolo ai și sarmale, ai și alte cele. Deci toți turiștii vor gustul local. Adică nu vor să mănânce spaghete sau pizza la Timișoara. N-au de ce să facă treaba asta. Și atunci toți vor... Și asta lipsește iarăși. E o chestie complicată să găsești un restaurant bun în, cu specific românesc în Timișoara. Să aibă și specific, și atmosferă bună, și servire bună. Cam greu. Suntem deficitar la capitolul ăsta. Suntem în luna februarie, se știe februarie, martie, chiar și ianuarie la final, este plin târg de, sezonul târgurilor de turism. Cum vezi cât de important sunt astea pentru atragere turiști în Timișoara? Sunt foarte important. Târgul care are loc la Timișoara se adresează 95% timișorenilor și e normal să fie așa. Însă sunt atâtea târguri. București, Londra, care e foarte mare, Berlin, bine, astea sunt toamna, Viena și așa mai departe. S-a pus problema asta. De exemplu, la Consiliul Consultativ s-a discutat, de fapt s-a trimis un mail și a zis, ok, la ce târguri să mergem? Și am făcut niște recomandări acolo. Una din recomandări era Eindhoven, dar nu mai are rost să mergem dacă se scoate zborul. Deci trebuie să mergem la târgurile care ne aduc turiști. Și asta este bine. Consiliul Județean a fost la Bruxelles, avem zbor de la Bruxelles și ieri și la alte ieri a fost târgul de la Tel Aviv. Și avem zbor recent din toamnă direct Tel Aviv. E foarte bine că s-a mers acolo. Că se poate merge mai pregătit, e altceva. Asta am vrut să zic. Este important doar prezența, dar trebuie și un stand. Prezența e de bază. Da, dacă nu participi, nu te califici. Clar, da. Uneori vedem că amândoi am mai participat la tot felul de evenimente, târguri de turism și mai ales standurile din țările nord-africane sunt spectaculoase. Știu să pun în valoare, vin tot felul de meșteșugari, fac acolo ceva pe loc și decorul și e foarte interesant. Și la noi se mai face așa. La unele târguri internaționale există treaba. Și acum la București, Consiliul Județean l-a făcut, s-a implicat și va fi cu așa ceva. E foarte bine, am înțeles că președintele Consiliului Județean a fost la Bruxelles. A fost și a văzut și am înțeles că și-a schimbat opinia pe care o avea. Adică după ce a văzut ce au alții acolo, a zis vrem și noi. Asta e cel mai bine. Da, nu mai merge cu cele măsuțe, televizor, și ce trebuie pliante. Ce trebuie făcut? Ne apropiem de 2021.
cel puțin un an înainte, dacă nu 2 ani înainte, Timișoara ar trebui să aibă la aceste târguri stand separat, lipit de cel al României, dar separat, nu un desk. Pentru că de ce mai multe ori merge România ca destinație și diferiți operatori, primării sau firme, agenții, își iau o măsuță acolo. Și acolo stau și prezintă ce au de prezentat. Nu, Timișoara va trebui să aibă standul ei separat, cu care să marșeze la târgurile, pentru că acolo faci spectacol, acolo arăți cine ești, acolo te cunosc operatorii, acolo te pun operatorii pe prima pagină pe site-urile lor. Acolo trebuie să ajungem. Sibiu a ajuns de a avea reclame billboard în Viena și în Germania, în anul dinainte, sau în anul ori înainte, ori în anul respectiv, cu Sibiu, capitala culturală. Asta trebuie să facem. Trebuie să ajungem acolo, la oamenii aia care să vină aici. Timișoara poate să facă o chestie, are un potențial să facă o chestie mult mai mare decât Sibiu. Prin aeroportul și cursele pe care le avem, prin ce avem de oferit, deci prin faptul că Novi Sadul e aproape și Novi Sadul va fi, deci avem toate datele să fim mai tari ca Sibiu și foarte important să păstrăm avantajul ăsta după, adică să nu fie numai în anul ăla, că atunci n-am făcut nimic, ci să conservăm, da, chestia asta. Doar trebuie să avem oameni înțelepți, să gândim bine, să găsim cele mai bune soluții, nu să rezolvăm așa doar ca să o bifăm. Nu, trebuie să, orice chestie, soluție pe care o găsim, orice hotărâre pe care o luăm, trebuie să ne gândim astfel încât să funcționeze cât mai bine, să ne aducă maximum de avantaj, maximum de profit. Câți crezi că din cei care, să zicem, își dau cu părerea despre capitala culturală, pro-contra, au fost cu adevărat într-o capitală culturală și știu ei cum trebuie să arate și care sunt pașii foarte puțin, înainte sau după. Dar mă întreb câți care își dau cu părerea au citit programul, câți care își dau cu părerea s-au implicat înainte ca Timișoara să fie aleasă. Asta mă întreb. Deci oamenii ăia, știți cum a fost când s-a anunțat? Cei de la Cluj aveau pregătite petrecerea. Aveau totul acolo în centru. Gata, se anunță, chefuim. La Timișoara s-a pregătit ad hoc aproape, când am aflat, prin surprindere, că am câștigat. În Timișoara s-au pregătit texte care să acuze jurnaliștii de ce s-a pierdut. Bine, asta se întâmplă întotdeauna. Asta erau pregătite. Deja era capșitau enter-ul de ce am pierdut capitala. Nu contează, da, și de ce am câștigat. Dar nu, dincolo de asta. Și am vorbit cu clujeni și știu ce aștepta lumea. Toată lumea aștepta să câștige Clujul. Și probabil de-aia Clujul a pierdut, pentru că s-a culcat pe ureche, pentru că au zis, noi suntem buni oricum. Nu. Cei care au făcut proiectul au tot meritul și au făcut un proiect extraordinar. Și vreau să-i mulțumesc primăriei Timișoara că nu s-a implicat în proiectul ăsta, că probabil îl strica. Deci... Ei au pus, au știut și au avut curajul să pună în față minusurile orașului și stăm așa, aici suntem, unde am vrea să ajungem prin aceste măsuri. Deci au făcut un proiect care privește înainte, care e avangardist, care, Clujul din contră, a făcut ceva bazat pe vechile experiențe, pe ce s-a mai făcut la alte proiecte. Nu, Timișoara a inovat și oamenii care au făcut proiectul chiar au studiat treaba asta foarte bine și au făcut așa, cu fața înainte. Deci se pare însă că unii nu înțeleg treaba asta. Am văzut că în turism puțin unii din domeniul turismului s-au speriat puțin după câștigarea titlului. Din ce sens te întreb? S-au speriat că să nu cumva să vină Bucureștiul peste noi să ne facă ei programul, să ne ia pâinea, să zic. Adică nu, să nici ieșim nu, noi. Nici nu au cum să facă treaba aia. Nu. Nici vorbă, nu. Bucureștiul trebuie să trimită banii însă. de firme din București. Știu, agențiile. Agenții care au un know-how puțin, poate mai dinamic. Dar n-au ce să ne ia, că noi nu facem nimic. Deci parcă eu aș fi bucuros să vină. Deci eu vreau să vină agențiile din București, pentru că știți cum e? Turiștii pe care îi aduc ei nu sunt neapărat aceiași turiști pe care îi aducem noi. Adică piața asta, lumea asta, are atâția potențial turiști, încât este pentru fiecare. Mă să aducă. Deci
Acolo trebuie să ne promovăm și la București, și la Belgrad, și la Budapesta, și la târgurile alea trebuie să mergem și să invităm agențiile alea să-și aducă turiști aici. Pentru că ei vor căuta parteneri locali. Și agenții de turism, și hoteluri, bineînțeles, și ghizi, și tot. Deci, nu contează cine aduce. Nu trebuie să mergem pe ideea cum s-a mers, nu ne vindem țara. Nu. Toată lumea e binevenită aici, trebuie doar să știm să facem afaceri bune cu ei, să le dăm cei mai buni și să le luăm banii. Asta e, despre asta e. Pentru final, avem doar 2 minute la dispoziție. Spune-ne 3 sfaturi, 3 măsuri pe care ai vrea să le vezi în viitorul apropiat, pe care este foarte important și te-ar ajuta pe tine din punct de vedere profesional și nu numai, ca imaginea orașului, până la urmă, cum, când ai zis că pleacă turistul din Timișoara și este întrebat la aeroport de studenții de la vest să nu aibă niște obiecte. Ce ar trebui rapid? Păi, de exemplu, ar trebui să luăm foarte în serios chestionarul ăla. Uh-huh. Să vedem rezultatele, să vedem unde sunt problemele care pot fi rezolvate simplu. Deci problemele astea, unele le-am identificat noi, dar e posibil ca turiștii să vadă alte probleme. Uh-huh. Și ălea, trebuie să-i credem pe turiștii ăia. Aia trebuie să facem. Unu, să rezolvăm micile astea probleme. Toalete, transport public, biciclete, astea sunt de bază, așa, faci curățenie acasă la tine, asta e una. A doua, să devenim vizibili. Trebuie să ne punem obiectiv. Dom'le, vreau să fiu pe prima pagină a jumătate sau a tuturor agențiilor care fac incoming în România. Vreau să fiu pe prima pagină acolo. Vreau să văd agențiile, alte agenții care fac incoming în România din alte țări, da? Din Slovenia, din Croația, din Austria, care vin în România în general, trebuie să fie și Timișoara pe prima pagină a destinației lor de România. Deci promovare. Odată ne facem curățenie, a doua promovare și abia a treia, zic eu, să facem alte strategii în afară de asta și neapărat să avem în primărie un om angajat pe turism, un specialist, nu un părereolog care își dă cu părerea despre cum crede el. Nu. Ne trebuie un specialist, să găsim unul bun care să facă numai asta. Numai turism, pentru că există un mare potențial. Ludovic Satmarie, îți mulțumesc foarte mult că mulțumesc ai fost alături de noi. Mulțumesc de invitație, mi-a făcut plăcere. Te mai așteptăm și, eu știu, poate chiar vara să ne spui sigur la ce să ne așteptăm vara, unde să meargă, poate chiar timișorenii, de ce nu, în această vară. Sigur, vă aștept la un tur de oraș, de ce nu? Poate facem ceva. Da. Asta a fost Vorbe Pline pentru azi. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine.